Din păcate, în ultimii ani, hunedorenii au preferat brazii artificiali, motiv pentru care anul acesta Direcția Silvică a județului Hunedoara scoate la vânzare doar 200 de pomi de Crăciun. Prețurile sunt mai mult decât accesibile, dar pentru a profita de ele trebuie să vă duceți personal la depozitele ocoalelor silvice de la Gioagiu, Grădiște sau cei din Valea Jiului la Lupeni. Având în vedere evoluția cumpărării, ca să spun așa, a brazilor și a molizilor pentru sărbătorile de iarnă, care în ultimii ani este în scădere, Direcția Silvică Hunedoara, nici nemai având culturi speciale pentru pom de iarnă, noi recoltăm brazii și molizii doar din cadrul operațiunilor silviculturale pe care le executăm. Ca atare ne-am propus o cantitate mai mică, mă repet, ținând cont și de cantitățile vândute în anii precedenți, aproximativ 200 de brazi molizi recoltăm. Prețurile lor, ele se pot cumpăra de la ocoalele silvice, deci se merge direct la depozitul ocolului silvic, în zonă este la Gioagiu și la ocolul silvic Gioagiu și la ocolul silvic Grădiște. Prețurile lor variază între 15 lei la molit, la înălțimea între 0,7 și 1,3 metri, 20 de lei la 1,31-2 metri sau 25 de lei între 2 și 3 metri. La brad, prețurile variază de la 25 de lei, cel între 0,7 și 1,3 metri, 30 de lei 1,31 sau 2 metri și 35 de lei de la 2 la 3 metri. Direcția Silvică Hunedoara va pune brazii în vânzare după sărbătoarea Sfântului Nicolae, mai exact începând cu data de 10 decembrie.